Bună seara, doamnelor și domnilor! Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii, conducătorul celei mai mari biserici ortodoxe a creștinătății, a sosit în țara noastră. Discutăm la știri despre detaliile acestei vizite istorice și despre contextul ei. Sunt Simona Pătruleasa, bun găsit la știrea zilei! Veste proastă de la guvern pentru toți cei angajați acum care sunt obligatoriu și contribuabili la pilonul 2 de pensii. O să avem bani mai puțin la bătrânețe. De asemenea, a fost amânată creșterea pensiilor pentru vara viitoare. Singura majorare anunțată de executiv este a salariului minim brut, odată cu trecerea plății contribuțiilor la angajat. Pensia minimă de care beneficiază peste 1 milion de români va crește la 640 de lei, iar punctul de pensie la 1100 de lei. Dar nu de la 1 ianuarie, cum au promis guvernanții, ci abia din luna iulie a anului viitor. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat în schimb o creștere importantă a salariului minim brut de la 1450 de lei la 1900. Practic, după trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, creșterea simțită efectiv în buzunarele salariaților va fi de câteva 10 de lei, spun analiștii economici. Guvernul a decis să mărească salariul minim brut pe economie, tocmai pentru a conduce la o creștere generală a salariilor în mediul privat, astfel încât să se mențină salariul net același cu cel din decembrie 2017. Însă acest lucru nu asigură decât că cei care erau plătiți cu salariu minim pe economie vor, li se va menține salariul net, dar nu și cei care aveau salarii mai mari. În cazul lor, spun analiștii economici, dacă patronii nu decid să le mărească salariile, se vor alege cu mai puțin bani după ce vor plăti contribuțiile la stat. În sarcina angajatorului rămâne deja celebra taxă de solidaritate, care a fost redenumită contribuție asiguratoare pentru muncă și va fi de 2,25%, a anunțat ministrul finanțelor, nu de 2%. Totodată, Ionuț Mișa a făcut și calcule în privința scăderii impozitului pe venit de la 16% la 10% și nu doar la salarii, ci și la veniturile din pensii, chirii, dobânzi sau activități agricole. Avem astăzi 4,85 de milioane de salariați care vor plăti un impozit mai mic pe veniturile din salarii. Sunt 10 milioane de români care au depozite bancare și care vor plăti astfel un impozit mai mic pe dobânzi. Sunt peste 250.000 de pensionari care au pensii mai mari de 2.000 de lei și care vor plăti, după această modificare, un impozit redus pe suma care depășește acest prag. Este o problemă de impact bugetar aici. Eu sper că Ministerul de Finanțe și-a făcut toate calcule și-a făcut toate scenariile în legătură cu această scădere. Totodată, guvernul a decis să scadă contribuțiile la pilonul 2 de pensii de la 5,1% la 3,7%. Nici această măsură nu e văzută cu ochi buni de analiștii economici. Ei susțin că față de sistemul public de pensii, care are un randament prost, scăderea contribuției la pilonul 2 înseamnă că viitorul pensionar va primi mai puțin bani. Ministrul Finanțelor a mai spus că vor crește cu 60% deducerile personale pentru românii cu salarii mici. A fost jale la sediile Direcției de Înmatriculări Auto din toată țara. Sute de oameni și-au tocit nervii în fața instituțiilor și-au bătut drumuri lungi doar pentru a se întoarce de unde au venit. Sistemul electronic al serviciului a picat cu totul. Haosul a fost cuvântul de ordine la primele ore ale dimineții. Zeci de oameni au venit la matriculări auto fără să știe că bat drumul de pomană și se lovesc de ușile închise. De la 6 fără un sfert dimineață ne pune la coadă, că așa ne-a învățat sistemul. Nu v-a anunțat nimeni? Nu, că mai la permisaj a fost primul, că mai de iunie făcute și nu ne-a anunțat absolut nimeni. Vin de la Câmpulunca să bat drumul. Sistemul informatic al serviciului de înmatriculări are o problemă și este cu totul scos din uz. Vieții oameni nu au fost însă anunțați de problema, astfel că mulți dintre ei pierd bani serioși prin prisma afacerilor care stagnează sau sunt puși pe drumuri fără rost. Când v-ați programat? Am fost programat pe 24.10 și acum am luat să scrie județul Argeș și a scris Bistra Năsău. Și acum a revenit înapoi și acum ce faci? Unde mâine personalul care... Dacă nu se repară, de luni. A fost
o defecțiune la sistemul de răcire, pur și simplu o defecțiune mecanică care n-a putut fi anticipată. Ministerul de Interne a anunțat existența unor probleme în sistemul informatic încă de aseară printr-o postare oficială pe site-ul instituției, însă aproape niciun cetățean nu a știut de acest lucru, iar oamenii și-au respectat programările conform celor stabilite anterior. Autoritățile nu pot ști momentan când anume se va remedia problema, dar speră să nu afecteze prea multe zile activitatea sistemului. Și escrocii trec pe la moaște nu să se roage, ci ca să păcălească miile de credincioși care vin să se închine. Polițiștii au descoperit un bărbat care se dădea drept preot și cerea bani de la oameni. Eu sunt din Biserica Ortodoxă, după Sfânta Tradiție, de 2 luni. Așa încearcă acest fals călugăr să îi păcălească pe enoriașii adunați pe dealul Mitropoliei. Cu o poveste inventată, omul mergea pe la fiecare să ceară câte un bănuț. Buletinul am că s-ar putea să fie de la 66 și mă feresc de el ca să nu cumva să fac o greșeală și nu am buletin deloc. Ba chiar falsul, călugăr spune că buletinul ar fi mâna diavolului, lucru care ar fi scris de mii de ani în Sfânta Scriptură. Undeva pe la subcapitolul 13 spune, deci de 2000 de ani tot spune că vor veni niște vremuri când vor fi niște acte de identitate și inclusiv pe mâna dreaptă și pe frunte se vor implanta niște semne. Bărbatul se laudă că a trecut prin multe până acum. După catolic, n-am fost din prima ortodoxă, am fost la yoga, am fost la ziua lui Bivolaru, adică a trecut prin multe, eu am ce să vă învăț. Și totuși, chiar înainte să fie amendat, a recunoscut că i-a înșelat pe enoriași. Călugări nu sunt pentru că nu am jurământul depus. Sunt un viețuitor de mănăstire. Un viețuitor foarte activ, de altfel, în viața publică din capitală. El este unul dintre cei care a animat protestele de iarna trecută din Piața Victoriei. Am venit să mă rog în general pentru exorcizarea, politicii românești și pentru exorcizarea guvernului în special. Altă întrebare. Un incendiu de proporții a mistuit o hală din județul Prahova. În clădire se aflau vopsele, iar pericolul ca flăcările să se extindă și la construcțiile alăturate a fost foarte mare. Mamă, ce ardei izolația asta, voi băiatul, ce... La ora 6 dimineață, hala din localitatea Braze ardea precum o torță. În foarte scurt timp, flăcările au înghițit aproximativ 1700 de metri pătrați. Aia să terminăm! Aia arde până să te... Ideea să nu se ducă la altceva! Pompierii s-au luptat 2 ore cu flăcările, iar intervenția lor a fost mult îngreunată de fumul dens și degajarea de gaze toxice. Nu e mare lucru înăuntru! Nu e înăuntru! Nu e nimic înăuntru! Din primele cercetări, se pare că focul a izbucnit din cauza unui aparat electric de încălzire care a fost lăsat sub tensiune. Dă-i, calumea, dă-i! 4 autospeciale și 40 de pompieri militari au făcut tot posibilul pentru ca flăcările să nu se extindă și în zonele apropiate. După 2 ore, pericolul a fost înlăturat, iar focul stins. O ambulanță care mergea cu viteză spre spitalul județean Constanța a fost spulberată de un taximetrist inconștient. În urma impactului puternic, 3 persoane au fost grav rănite, inclusiv medicul de pe ambulanță. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Dar nu a dat prioritate și m-am trezit cu el direct în... La semnalele sonore. Erau toate puse în funcțiune. Acest șofer de ambulanță care se grăbea să ajungă la spital a fost izbit în plin de un taximetrist care a vrut să întoarcă pe linia dublă continuă. Impactul a fost extrem de violent. Veneam de la un pacient critic și ne deplasam către spitalul județean. Într-o fracțiune de secundă, Avea semnalele luminoase ambulanța și sonore? Da, sigur că avea. Taximetristul e de vină.
La locul accidentului au ajuns imediat mai multe salvări care au transportat victimele la spital, șoferul de taxi, clienta lui și medicul de pe ambulanță. Cel mai grav este clienta din taxi, care practic și-a plătit o cursă spre patul de spital. Din ambulanță, medicul prezintă traumatism toracic, suspect fracturi costale, asistenta o suspiciune de fractură de antebraț, iar din taxi este o pacientă ventilată mecanic în comă, suspect pneumotorax, iar șoferul taxiului cu traumatism cranian conștient. La locul accidentului a ajuns și soția taximetristului. Incredibil, dar primul lucru pe care l-a făcut femeia a fost să verifice banii făcuți de partenerul ei de viață în ziua de muncă. Soțul e bine, măcar? Este bine. Are experiență în șofat de timp? Normal, că are 20 de ani de zile de... Taximetristul s-a ales cu dosar penal, iar după ce va fi externat, va da socoteală în fața polițiștilor. Cel mai mare târg agricol din sud-estul Europei a paralizat traficul în capitală. Un kilometru a fost parcurs chiar și în 3 ore. Nervii șoferilor au cedat în intersecțiile blocate, iar polițiștii priveau neputincioși la coloanele interminabile de mașini care veneau din toate părțile. E un trafic infernal. N-am făcut de la Buzău până aici cât am făcut aici într-o 100 de metri. Hai. Cum e posibil așa ceva în România 2017? Ce se întâmplă? De unde din Moldova sunteți? Exact de la Focșani, lângă Focșani. Din Focșani? Unde trebuie să ajungeți? La Registrul Auto Român. Deja am un kilometru și am și vreo 2 ore jumate, de că stau aici. Singura variantă de a ieși din această aglomerație este pe jos. Vom merge pe o distanță de aproximativ 1 kilometru să dăm de primul echipaj care, în mod normal, ar trebui să descongestioneze traficul. Faceți față? Nu. Nu? Dar nu ar trebui să fie mai multe echipaje? Incredibil este faptul că doar câteva echipaje de polițiști au fost concentrate în cea mai aglomerată zonă din capitală în aceste zile. Faceți față? Facem. Sigur. Păi șoferii nu prea sunt de aceeași părere. Aglomerația, dar asta este. Se circulă. Cum e, doamnă? Se face față? Nu se face față, doamnă, deloc. De dimineața a început chinul șoferilor care aveau drum prin nordul capitalei, locul de desfășurare al târgului. O distanță pe care, în mod normal, o parcurgi cu mașina în doar câteva minute, dimineața a fost nevoie de cel puțin 2 ore. Se vede ceva? Se vede ceva? Se poate înainta? Doar balamuc, așa e în România la noi. Nimic? Balamuc. Blocat și în față și în spate? Tot. De cât timp sunteți blocat aici? De 2 ore. De mai bine de jumătate de oră, această intersecție care se află în apropierea centrului expozițional este blocată, nu se mai circulă în nicio direcție. Nu, de acolo, până aici am avut o jumătate de oră. Adică 200 de metri mai în spate. Șoseaua fiind blocată, mulți și-au încercat norocul pe liniile de tramvai. Nu au ajuns prea departe însă. Ce-ați riscat și ați luat-o pe linia de tramvai? Poliția ne-a îndrumat. Poliția? Da. Mai în față. Un singur echipaj sau câte sunt? 2. În haosul din trafic au ajuns și tramvaiele. Ați anunțat la dispecerat? Am anunțat. Și ce zic? O să vină poliția. Cred că sunteți ușor depășiți de situație, dacă nu mai mult. Parcarea este plină. Asta este problema. Da. Încearcă să intre în parcare și n-au locuri, să înțeleg. Exact. De parcă n-ar fi fost îndeajuns traficul aglomerat și orele de așteptare în cozile interminabile, poliția a aplicat amenzi celor care s-au grăbit și au parcat pe spațiul verde. Mii de mașini s-au blocat pe o rază de câțiva kilometri și situația ar putea rămâne la fel până duminică, atunci când târgul își va închide porțile. Samsarii fac legea la Registrul Auto Român din Constanța. Indivizi dubioși le promit șoferilor că le pot băga mașinile în față la verificat, fără să stea la coadă, și că inspecția tehnică va ieși curată chiar dacă autoturismul are grave probleme mecanice. Culmea este că șeful rar le mulțumește. Urmăriți imediat un material uluitor. Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată cele mai importante subiecte ale zilei. Deci ce-mi face cantor? Mă ajută! Îl motivează pe ăla că la nu vine clar ora 6:30 sau la 7 grade. Și cu mașinile care nu îndeplinesc toate standardele ca să intre în circulație, ce facem, domnule director? Dacă, spre exemplu, am un pivot ceva, poți să mă ajut? Nu e problemă. Dar unde e problema cea mai mare? La gaze să nu fie, nu? Nu e nici la gaze. O să reușesc să scape de acolo și aici. Un tânăr a înfruntat moartea timp de 10 ani în legiunea franceză, dar a murit acasă într-un accident stupid.
Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii, conducătorul celei mai mari biserici ortodoxe a creștinătății, a sosit în țara noastră. Este cel mai cunoscut patriarh de pe glob și un personaj extrem de interesant. Vizită istorică în România, patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii, conducătorul celei mai mari biserici ortodoxe a creștinătății, a ajuns în această după-amiază în țară. Patriarhul ia parte la ceremoniile dedicate Sfântului Dimitrie cel Nou. Prea fericite, Părinte Patriarh Kiril, al Moscovei și al întregii Rusii, în numele Sfântului Sinod, al clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, vă spunem bine ați venit în România. Мы православные люди, живущие в разных странах, должны помнить, что у нас общие ценности. De la căderea comunismului, cei doi patriarhi ai celor mai mari două biserici ortodoxe din lume nu s-au mai întâlnit într-o vizită la un asemenea nivel. Я, конечно, бывал в Бухаресте, бывал в Румынии, но это было еще в прошлом столетии. Патриархул Кирилл a dus și un dar de preț pentru credincioși. Этот день совпадает с памятью преподобного Дмитрия Нового, покровителя Бухареста. И я очень рад также тому, что в связи с этими событиями мог привести на землю Румынии для румынского народа мощи одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. Vizita vine și în contextul aniversării a 10 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel în fruntea Bisericii Ortodoxe Române. Mai mulți înalți ierarhi ai bisericilor ortodoxe din Albania, Cehia și Slovacia fac parte din delegația străină. Ne rugăm Sfântului Serafim de Sarov și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ca vizita preafericirii voastre în România să fie una binecuvântată și binecuvântătoare pentru comuniunea dintre bisericile noastre ortodoxe. Mâine, când îl sărbătorim pe Sfântul Dimitrie cel Nou, liturghia va fi oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Kiril. Puiți Gospod hrănit România. Fie ca Dumnezeu să păzească România. Patriarhul Kiril este dincolo de hainele bisericești un personaj extrem de interesant. Poartă o cruce modernă, ceas elvețian de 10.000 de euro și se urcă pe schiuri ori de câte ori are ocazia. În plus, a reușit ceea ce nimeni nu și-ar fi imaginat, o reconciliere istorică cu Vaticanul. Я стал служить, наверное, где-то в трехлетнем возрасте. И у меня было игрушечное облачение, филонь, и петрохиль, палица. И почему-то я из круглой коробки торта... Vladimir Mihailovici Gundiaev, acesta este numele laic al Patriarhului Kiril. A îmbrățișat tainele ortodoxiei de mic, era fiu de preot, așa că apropierea de biserică a venit în mod firesc. De la an la an a urcat pe culmile Bisericii Ortodoxe Ruse. În 2009 a atins apogeul carierei bisericești. A fost uns patriarh al Moscovei și al întregii Rusii. La 63 de ani, Patriarhul Kiril avea să arate lumii că fețele bisericești pot îmbrățișa tehnologia și modernitatea. Un erudit nu doar în tainele ortodoxiei, Kiril a vizitat întreaga lume până în Antarctica. În 2016, știrile cu Patriarhul și pinguinii făceau un conjurul lumii. Pasionat de tot ce înseamnă știință, Patriarhul este mereu curios să afle cum evoluează viața robotică. Așa se face că vine și la forumuri în care sunt prezentați roboți. A încercat să aducă tehnologia chiar și în viața bisericească. Kiril, patriarhul care poartă o cruce tehnologizată. Este pasionat și de ceasurile scumpe, care uneori pun în dificultate direcția de comunicare a Patriarhiei Ruse. Biserica Ortodoxă Rusă a recunoscut că a modificat o fotografie a Patriarhului Kiril de pe pagina sa de internet pentru a șterge ceasul scump al Preafericitului. Recunoașterea a venit după ce bloggerii au remarcat că tratamentul cu Photoshop aplicat ceasului a fost prost făcut.
Dincolo de toate acestea, Patriarhul Kiril este omul care a reușit o reconciliere istorică. Anul trecut în Cuba s-a întâlnit cu Papa după aproape un mileniu de la Marea Schismă, care a împărțit creștinismul în două, Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Patriarhul este, dincolo de toate, un rus adevărat. Apropiat de președintele Vladimir Putin, Patriarhul Kiril l-a binecuvântat la realegerea în funcție și a avut grijă să călătorească alături de liderul rus în Grecia, pe muntele Athos. Patriarhul Kiril a adus la București o parte din moaștele Sfântului Serafim de Sarov, unul dintre cei mai cunoscuți din lumea ortodoxă, considerat un mare făcător de minuni. Colega mea, Mădălina Duțu, urmărește evenimentele de pe dealul Mitropoliei. Bună seara, Mădălina! Bună seara, Simona! Și la această oră se desfășoară o slujbă specială dedicată darului adus de Patriarhul Kiril, părticica din moaștele Sfântului Serafim de Sarov. Acum se închină la sfintele moaște preoții veniți din București, dar și din țară. Moaștele aduse de Patriarhul Kiril stau alături de cele ale Sfântului Dumitru cel Nou. În urmă cu o oră și jumătate, cei doi patriarhi au urcat dealul Mitropoliei. Este un moment istoric, am putea spune, dat fiind faptul că din 1983 nu a mai venit la București un patriarh rus. A adresat câteva cuvinte Patriarhul Kiril credincioșilor adunați aici în curtea Patriarhiei. Ne-a spus tuturor că este bucuros să facă această vizită în România. Ne-a adus și daruri însemnate, căci nu se întâmplă în fiecare zi ca un înalt prelat al Bisericii Ortodoxe să aducă o părticică din moaștele unui sfânt atât de cunoscut în Biserica Ortodoxă din întreaga lume. Patriarhul Kiril va rămâne la București până sâmbătă, când va participa la festivitățile organizate cu ocazia împlinirii a 10 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. În aceste momente, cei doi înalți prelați și delegațiile oficiale se află în Palatul Patriarhal, unde probabil că partea română oferă o cină oficială Patriarhului Kiril. Atât de aici, Simona. Mulțumim, Mădălina. Știți până unde ajunge nivelul șpăgii în România? Până într-acolo încât siguranța noastră să coste de la 400 de lei în sus. Samsarii fac legea la registrul auto român din Constanța. Indivizi dubioși le promit șoferilor că le pot băga mașinile în față la verificat și că inspecția tehnică va ieși curată, chiar dacă autoturismul are grave probleme mecanice. Poate înțelegeți dumneavoastră de ce, dar șeful RAR Constanța îi cunoaște pe acești speculanți și îi consideră de un real ajutor. Urmăriți un material cu declarații uluitoare, surprinse cu o cameră ascunsă. Ora 7 dimineață, am ajuns la registrul auto român filiala Constanța cu o problemă personală pentru care nu este nevoie de programare. Suntem primii la rând și așteptăm să fim preluați de un inginer. E a doua oară când venim. Inițial, inspecția tehnică a mașinii ne-a fost refuzată din cauza unui pivot stricat pe care specialiștii de aici ni l-au schimbat. În timp ce așteptăm ca ITP-ul mașinii să fie făcut, facem o descoperire revoltătoare. Samsarii fac lege la RAR și sunt cei care au prioritate. Contracost, bineînțeles. Costă să faci un RAR la o mașină asta cumpărată nouă, cum dumneavoastră, cum intermediar. Depinde de mașină, depinde de motor. Nu duci cu 300 milioane pe ajung. Dar depinde și de motor mașină, cât de mare. Asta e cu toate taxele și partea dumneavoastră, nu? Da, da. Acești intermediari fără forme legale sunt cei care spreiau mașina și se ocupă de toată hârțogăraia, de la matriculare și până la inspecția tehnică periodică. Mecanismul de la RAR e bine pus la punct. Samsarii strecoară mașina printre programări, iar inginerii, stimulați și ei financiar, au grijă ca autoturismul să treacă toate testele tehnice, indiferent de problemă. Toate aceste lucruri ne sunt explicate chiar de un intermediar care crede că ne-a agățat ca și clienți. Dacă, spre exemplu, am un pivot ceva, nu e problemă. Dar unde e problema cea mai mare? La gaze, să nu fie, nu? Nu, e nici la gaze. Și cât costă toată afacerea, ca să mă pregătesc cu bani? Deci dacă
mașina e ok, cât de cât. Așa. Înțelegi? O să zic undeva la vreo 4 milioane cu tot. Asta e cu tot ce se dă la inginer, cu tot, înțelegi? Adică să nu ai nicio problemă. Despre faptul că acest sistem bazat pe șpăgi și intervenții poate pune în pericol conducătorii auto, știe foarte bine directorul de la Registrul Auto Român Constanța, care, culmea, îi consideră pe acești intermediari de-ai casei, chiar dacă aceștia sfidează împreună cu angajații RAR toate legile. Nu se va schimba nimic. De ce? Acest samsar există dintotdeauna. Asta nu e o chestie nouă. Gândiți-vă că ce se întâmplă aici, se întâmplă toată România. Pe modelul cu cât mai repede, cu atât mai bine și deloc preocupat de siguranța mașinilor care ies din sediul RAR, cu rate ca lacrima, directorul face și o altă afirmație incredibilă. Deci ce face cantor? Mă ajută! Că îl motivează pe ăla, că la nu vine clar la 6 jumate sau la 7 gratis. Bine, convine cumva că vă spun, cam de 4 mașini sau câte s-au făcut că... După ce ne-am lovit de răspunsurile incredibile ale șefului RAR Constanța, reporterii Canal D au luat legătura și cu superiorii de la Registrul Auto Român de la București, însă aceștia nu au vrut să ne ofere un punct de vedere oficial. 10 ani a înfruntat moartea în legiunea franceză ca soarta să-i se decidă violent acasă. Tânărul, fără frică din Brăila, a pierit într-un accident stupid de mașină. Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Nu, că el era ca bradul. Nu știu, n-a făcut accident, atât știu. Daniel n-avea frica morții. Fusese recrutat în unitatea de elită a armatei franceze, unde rezistase an la rândul antrenamentelor draconice și operațiunilor de foc. De 9 luni însă, viața bărbatului se schimbase și era cel mai fericit. Oh, ce mai iubea. Fostul luptător de 2 ani acasă în Brăila devenise tată. Când nu era în preajma fetiței, Daniel muncea la aprovizionarea localului pe care și-l deschisese într-o comună de lângă oraș. Aseară, în timp ce se întorcea la familie, tragedia s-a întâmplat. Duba pe care o conducea a lovit un tir și a luat foc. El era mereu ocupat cu marfă, treabă la discotecă, renova, n-avea timp de nimic, abia venea și la noi, dat la săptămâni. Era obosit? Era și obosit, dar acum nu era obosit. Dormise bine toată noaptea. Ce-a sunat? Destin. S-a reușit să scape de acolo și aici. Puterea fizică și mentală de soldat nu l-au putut salva din duba înflăcări. Cel mai probabil impactul l-a făcut să-și piardă cunoștința. Măcar de el. Măcar. Când l-ați văzut ultima oară? Să zic o săptămână. A venit la mama cu fetița și cu soția. Daniel va fi înmormântat duminică. Rudele îl așteaptă pe fratele lui și el fost luptător în legiunea străină stabilită în Franța. Parlamentarii s-au oprins și nu este o glumă, ci o situație gravă care privește buzunarele fiecăruia dintre noi. A fost manipulată piața prin importul de gaz scump în condițiile în care aveam cantități suficiente pentru încălzire din producție internă. Iată ce trebuie să afle comisia de anchetă care și-a început activitatea astăzi. Articolul 5, domnul președinte. Am înțeles. Rețineți. Este o decizie a Curții Constituționale, domnul care a lămurit această problemă. Domnul președinte, asta e comisie de anchetă, nu comisie, da, de comisie permanentă a Senatului, da, sau a Camerei. Vă rog, domnul, să vă uitați că vă rog frumos să se consemneze. Ce-am spus noi? Cu vocea ridicată, așa a început ședința comisiei privind piața energiei. Apoi s-a trecut la amenințări pentru cei care nu au venit la audieri. Un refuz ferm la adresa comisiei de anchetă. Vom declina datele și informațiile pe care le culegem cu referire la obiectul comisiei de anchetă, le vom declina DICOT și DNA imediat. Parlamentarii vor să afle ce s-a întâmplat în 2016, când am importat 1,5 miliarde de metri cub de gaze naturale la un preț prea mare, așa sună acuzațiile. Ne-am trezit că mai putem vinde gazele din cauza asta. Inclusiv eu, care aveam gaze în depozit, trebuia să mă duc să cumpăr din import. România produce aproximativ 80% din necesarul intern de gaze. Autoritatea pentru reglementarea în domeniul energiei a stabilit o cotă de 10% pentru importuri. Prea mult, susține comisia de anchetă. Atunci a venit și importul destul de agresiv peste noi și practic am pierdut și piața, am pierdut cam multă.
Cei de la ANRE apără însă decizia. Dacă nu stabilesc ferm cifra, acel procent de import, atunci unul importă 1%, altul importă 2%, fraierul, scuzați pentru expresie, importă 10%. Problema există și pe piața energiei electrice și la furnizorii de energie termică. Dacă nu e vorba de importuri, atunci de prețul de vânzare și de dotări. Elcen funcționează cu grupuri instalate în anii 64-65. Concluzia este că Radet funcționa sub costuri. Acesta este aici. Da. Șoferii cred însă că și prețul la pompă ridică multe semne de întrebare. Tarifele au trecut de 5 lei, iar carburantul premium ajunge și la 5 lei și 80 de bani în unele stații. Aceste majorări dau peste cap inclusiv piața de transport mărfuri. Sunt foarte afectați pentru că le-au dat peste cap absolut toate calculele și le-au dat peste cap și contractele. Transportatorii negociază în prezent recuperarea unei părți din supraacciza pe carburant. Vestea bună este că o conductă uriașă de gaze construită și în țara noastră ar putea să ne scadă facturile. Soluția pare să fie gazoductul Brua, un proiect internațional de sute de milioane de euro, pe care ni-l detaliază Petre Nechita. Bună seara, Petre! Este posibil să avem prețuri mai mici? Bun găsit, Simona! Lucrurile sunt foarte simple, dar le vom înțelege mai bine privind harta. Ideea este următoarea. Când intri în mai multe magazine, compari prețurile și poți să le alegi pe cel mai mic. Ei bine, cam așa este și pe piața gazelor. Nu trebuie să stai la mâna unui singur exportator. Imaginați-vă doar să putem avea acces la gazele care vin de aici, din Marea Caspică, din Azerbaidjan, Turcia, sau la cele care ajung în Grecia prin terminalul din portul Pireu. Ei bine, cheia stă la vecinii bulgari. Ei ne-au luat-o înainte, la fel ca la autostrăzie, rușinos să spunem asta, dar bulgarii au deja conectată rețeaua de transport gaze cu ce se întâmplă la sud de țara lor. Iar de la ei va pleca Brua, un gazoduct uriaș care va lega România de vestul Europei, mai exact de Austria. Așa arăta proiectul inițial, pentru că au apărut mici probleme. Mai exact aici, în această regiune. Cei de la Budapest au spus inițial că fac parte din proiect, după care au spus că sunt ceva probleme legate de transferul către Austria. Nicio problemă, lucrurile merg mai departe aici, în țara noastră. Să vedem cum arată Brua pe teritoriul României. Sunt 470 de kilometri de conducte, o investiție de aproximativ 560 de milioane de euro, pe raza 11 județe. Asta înseamnă noi locuri de muncă create și, bineînțeles, accesul la o piață foarte mare de gaze. Desigur, Simona, cheia este să ducem acest proiect la final, fără prea multe bâlbâieli. Îți mulțumim foarte mult, Petre, pentru aceste informații. Târgul de Crăciun, care i-a uluit pe străini când ne-au vizitat țara, va fi anul acesta și mai spectaculos. Organizatorii din Sibiu promit o lume de bazm în Piața Mare și deja s-au pus pe treabă. 800 și ceva de metri. Terminați cu pola mâine? Da. În Piața Mare se lucrează de zor la amenajarea cupolei de lumini. Doar pentru această zonă se vor folosi în jur de 10 km de instalații. Ne fac să ne gândim mai devreme la Crăciun, să ne aducem aminte, să ne pregătim, să fim, nu știu, încântați. Centrul va sclipi asemenea unui juvaier. Ghirlande luminoase care puse cap la cap pot face în conjurul orașului, vor îmbrăca întreaga piață, iar în mijlocul lor turiștii se vor simți ca la cinema. Pe toate clădirile pe care le vedeți în jurul nostru, efectiv 360 de grade prin toată piața, vom avea din nou niște proiecții deosebite. O să vin 100%. Turiștii care vor să se bucure de o priveliște cu adevărat spectaculoasă pot să urce în turnul sfatului. Aici vor fi amenajate peste 100 de căsuțe cu tot felul de cadouri pentru Crăciun, dar și un orășel al copiilor. Cu trenulețul, ori în carusel, copiii vor goni pe urmele lui Moș Crăciun. Părinții vor veghea, dar cu un ochi după cadouri. Din toată țara sunt efectiv expozanți mulți și interesanți. Aproximativ 30% dintre ei sunt noi de lunea viitoare. Începem și amplasăm căsuțele și timp de 2 săptămâni avem la foc continuu. Par mult 2 săptămâni pentru doar a monta un tot de Crăciun, dar sunt foarte multe detalii. Am înțeles că aici e mult mai frumos decât la București. Ce-ți vă gândiți și la un sit? Ne gândim deja. Am avut și locul de cazare, chiar ne-a plăcut, am fost încântați și probabil de Crăciun vom veni și aici. În perioada târgului de Crăciun, hotelierii au pentru turiști pachete speciale. De-a lungul anilor vedem o creștere
spectaculoasă de turiști, atât turiști interni cât și de peste hotare. Avem pachete City Break, pachete de cazare cu mic dejun inclus și vizita la muzeul Bruckenthal, inclusă în preț. Și asta însemnând 60 de euro locul în cameră dublă. Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 17 noiembrie. Capitala promisiunilor poartă numele de București, în timp ce pe la urechi ne-au trecut tot felul de proiecte de modernizare, continuăm să stăm în trafic din ce în ce mai mult. Autostrada suspendată e de mult uitată, iar centura mai aglomerată. Dar oriunde te duce, tot coloană e. Adică ce poți să-i faci? Ia uite. Eu am făcut o oră jumătate, un kilometru. Autostrăzi suspendate, tuneluri pe sub ape, planuri de mobilizare urbană, toate fac parte din categoria promisiuni neîndeplinite. Să le luăm pe rând. Centura Bucureștiului. Deci tot pe Uber, nu? Deci dacă ai ghinionul să vii dincolo încoace, ia uite și aici ce coloană. Și practic coloana asta se face aici pentru că cine vine pe centură trebuie să dea prioritate. Exact. Cui iese din oraș. Degeaba au ieșit în stradă mii de oameni pentru a cere să circule în normalitate. La capitolul neîndepliniri trecem și autostrada suspendată. Trebuia finalizată până în 2016, conform fostului primar Sorin Oprescu. Numai nebunii spun ce au de gând să fac. Sigur că o fac. Drum rapid, autostradă, cum vor să-i spună ăștia. În realitate însă... Deci cam asta este traficul la ora 3 după amiază în București. O nenorocire a fost în Colentina. Sau prin centru, dacă zic. De acolo venim noi, din Colentina. Eu am făcut o oră jumătate, un kilometru. Și totuși, ceva bani s-au cheltuit pentru autostradă. În schimb, a făcut un studiu de fezabilitate care a costat 13 milioane de lei. Și am rămas cu studiul. Atât ne-a costat pe noi, cetățenii, ca să visăm la mai bine. Am rămas și cu trafic, practic. Victorie, am înfrânt. Exact. Mergem mai departe la autostrada A3, mai exact la secțiunea care ar fi trebuit până acum să se unească cu promisiunea primăriei. De fapt, este al patrulea inel median de circulație de nord, în partea de nord, și va uni toate trei autostrăzile pe care le avem în acest moment. Nu e nimeni pe șantier. Data finalizărilor 30.11.2017. Păi, adică luna viitoare? Da. E un capitol întreg, doamne. E o poveste, o telenovelă. În vreme ce ministrul Petre Daia ne îndeamnă să alegem oaia, crescătorii se îndreaptă tot mai mult spre piața externă. Au înțeles perfect ce caută străinii și au umplut stânele cu rase de mioare de prin Franța, Anglia sau Italia. Evident, carnea se duce tot la export, unde este mai bine plătită. Oile din rasa Île-de-France s-au adaptat extrem de bine în stânele de la noi. Nu sunt pretențioase, spun crescătorii, în schimb, carnea lor e apreciată mai ales în țările bogate. Deși cererea e mai mică, v-am spus, prețul e mai bun. Căutate sunt și mioarele din rasa Suffolk. Provine din Marea Britaniei și este cea mai deosebită rasă de carne. Și asta pentru că nu miroase a oaie. În Anglia, kilogramul de carne se vinde cu 4,50 euro, în vreme ce în România prețul e la jumătate. Însă o mioară care dă multă carne nu prea dă lapte. De aceea acest crescător a ales țigaia ruginie, o rasă autohtonă. E o rasă foarte bună de lapte. Selecționat atent poate să ajungă și la 2 litri de lapte pe zi. Să zicem că pentru laptele de oaie ar fi un preț mulțumitor. La noi nu sunt probleme, problema ar fi colectarea, nu se colectează.
cât am putea produce. Iar când vine vorba despre lână, e dezastru. Familia acestei tinere are în Călăraș o stână cu peste 1000 de mioare din rasa Merinos de Palas. Au lână fină și e căutată în industria textilă. Pentru că la noi nu o cumpără nimeni, oamenii spun însă că sunt obligați să o vândă în China la un preț ridicol. Nu există cerere în România momentan. Deși este și subvenția aceea de 1 leu care poate veni în sprijinul producătorilor, doar că ai nevoie să o vinzi. Să o vinzi undeva și nu prea ai unde. Și de multe ori oamenii care vor să o cumpere nu-ți dau acte, deci practic o dai la negru. Ministrul Agriculturii promite să rezolve și acest aspect. Pentru început vrea să încurajeze pe români să consume din ce în ce mai mult cârnați, pastramă sau tocană de oaie. Prezent la Târgul Indagra, ministrul Daia a lansat campania Alege Oaia. Vom face o piață de gros unde fermierii să aducă animalele respective, să poată să le valorifice în condiții sanitar-veterinare sigure în capitale de județ și în București. Până când vreți să... La anul viitor. Cortul în gospodăria oierilor se trăiește ministru. Musafirii se cinstesc cu o gură de rechie prima dată. Un adevărat ospăț i-au pregătit oierii ministrului Petre Daia. A sfârâit pastrama pe grătare și berbecii la proțap, iar în ceaune clocotea tocănița. Înainte însă, președintele Klaus Iohannis, prezent și el acolo, a lansat un avertisment. Este esențial să ieșim din cercul vicios prin care exportăm materii prime, deci implicit subvenții, și importăm produse cu valoare adăugată ridicată. Asta în condițiile în care în prima jumătate a anului importurile de produse agroalimentare au fost de aproape 3 miliarde și jumătate de euro, în vreme ce exporturile sunt cu mult sub această sumă. Pentru că tot vorbim despre bani, firmele nu vor mai fi amendate de fisc la primul control dacă neregulile nu sunt grave. Vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a se conforma odată cu intrarea în vigoare a legii prevenirii. Iată și alte informații pe scurt. Black Friday începe mai devreme anul acesta. Retailer din mediul online anunță că vor da startul reducerilor încă de pe 17 noiembrie și vor avea milioane de produse scoase la vânzare. Parlamentul de la Strasburg a votat. Tinerii din România vor putea călători gratuit cu trenul în Europa în anul în care împlinesc vârsta de 18 ani. Programul, denumit Interrail, se vrea a fi implementat de la 1 iunie anul viitor. Va trebui doar să vă înscrieți și să activați cele 30 de zile alese pentru călătorii. Iar biletul gratuit va putea fi folosit într-o perioadă de 3 ani, anunță europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că a încheiat toate cele 55 de contracte pentru întreținerea drumurilor în această iarnă, contracte valabile până la 31 decembrie, doar în cazul autostrăzilor A1 București-Pitești și A3 București-Ploiești, pentru care mai trebuie finalizate aspecte ajunse în justiție, curățarea va fi asigurată de utilaje ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București. O lege care se află pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare le-ar putea aduce mai mulți bani celor care s-au pensionat anticipat în perioada 2010-2016. Beneficiarii ar putea primi până la 40% în plus, iar suma exactă va fi stabilită în funcție de perioada de cotizare. Este ziua celei mai mari amenințări nord-coreene de până acum. Administrația condusă de Kim Jong-un intenționează să efectueze un test nuclear în atmosferă deasupra Oceanului Pacific. Statele Unite au anunțat că ar putea interveni militar pentru a opri un astfel de test, care ar avea efecte foarte grave, riscând să răspândească particule radioactive în atmosferă. Anunțată ca invitat la o ceremonie universitară din Arad, Pamela Anderson nu a venit în țara noastră. Surpriza a fost însă că fosta blondă din Baywatch le-a transmis românilor un mesaj video. Hi everyone. I just want to congratulate Andrea for receiving this prestigious honor and thank you to the university Vasile Goldes for honoring Andrea in this meaningful way. Așa a sunat mesajul de mulțumire al Pamelei Anderson către țara noastră. Fostul iepuraș Playboy se bucură din suflet pentru Andrea Irvolino, celebrul producător de la Hollywood, care a primit titlul de doctor honoris causa al Universității Vasile Goldes din Arad. Pamela a fost invitată să-l însoțească în România la decernare, dar nu a venit. În schimb, mesajul ei video a fost plin de laude la adresa producătorului de film. Andrea, as a child, was forced to roll up his sleeves and work in order to be independent and not be an extra burden on his family. După ce a fost acordat titlul onorific, Andrea Iervolino a arătat filmulețul cu Pamela Anderson tuturor celor din sală. Your
I'm super honored and proud to be here and to receive this honorary degree. I really think this is not just for me, but it's for all of the young people in the world. Andrea Iervolino este considerat la numai 29 de ani cel mai bun producător italian de filme din istoria cinematografiei și una dintre cele mai puternice personalități de la Hollywood. Când vine vorba de un eveniment monden, vedetele feminine scot la rampă cele mai spectaculoase ținute. Îmi place să mai rămân un pic de mister, dar sex appeal-ul există și e pentru toate gusturile. Clasice, elegante sau extrem de provocatoare, ținutele frumoaselor showbizului autohton reușesc la aproape fiecare eveniment monden să taie răsuflarea masculină. Nu știu, să știi că nu prea sunt conștientă de lucrul ăsta. Se pare că sunt sexy? Consider că așa cum bărbatul de lângă tine e imaginea ta, așa și femeia de lângă bărbat e imaginea lui în societate. O rochie care să acopere, dar care să arate în același timp. Să arate și mai mult doar atunci când vrea. Nu mai este un secret pentru nimeni că româncele au cu ce se lăuda când vine vorba de frumusețe. Oh, Doamne, da. Cele mai frumoase femei din lume. După părerea mea, ești mai interesantă ca femeie dacă ascunzi totuși un pic așa mai mult. Pentru a ne simți sigure pe noi, frumusețea exterioară ne dă încredere în noi. O rochie de zeiță, împodobită cu cristale, asemenea celei purtate de Adelina Pestrițu, sau una neagră ușor transparentă, precum cea a Alinei Remia, pot smulge o serie de propuneri din partea domnilor, însă... Nici nu prea le iau în seama, adică mă fac că nu aud, știi? Ce? Foarte multe propuneri, unele indecente, dar le-am tratat ca atare, am zâmbit și am trecut peste. Că să știi că nu prea au curaj bărbații să vorbească cu mine... Din cauza faptului că de obicei privirea mea e asta. E clar, domnilor, avem cu ce ne mândri. Pe lângă faptul că sunt frumoase din calea afară, româncele noastre se țin tare pe poziții și nu cedează cu una cu două. It's gonna be okay. V-ați dorit vreodată să vedeți cum arată una dintre casele lui Johnny Depp? Celebrul actor se laudă cu un penthouse de toată frumusețea în Los Angeles, pe care l-a scos la vânzare pentru aproape 13 milioane de dolari. De ce valorează atât de mult? Vă spunem doar atât. Are 9 dormitoare și 14 băi. Viața tumultoasă a lui Johnny Depp se reflectă parcă în designul penthouse-ului său din Los Angeles. Foarte colorat și cu un iz rebel, casa este numită de agenții imobiliari o locuință de basm. Locuința starului este formată din 5 apartamente conectate între ele, pe care le-a transformat după bunul său plac. Cu o bucătărie mare, loc de servit masa și suficient spațiu pentru petrecerile cu prietenii, are 9 dormitoare și 14 băi. Și cum pentru un actor de talia lui Johnny Depp, casa trebuie să-i ofere tot confortul pentru o relaxare de plină, penthouse-ul are și o piscină pe acoperiș, precum și o curte mobilată. Revenind în interiorul locuinței, decorul ciudat include scaune de ghepard, semne vintage, mobilier de catifea, precum și un tablou cu celebrul actor la bustul gol, flancat de două domnișoare care încearcă să-i șoptească ceva. Pe micuțul imperiu, Johnny Depp a plătit în 2007 în jur de 7 milioane de dolari, iar acum actorul a cerut aproape dublu. Casa contelui Dracula își deschide porțile. Cum vă puteți petrece o noapte de groază? Vedeți imediat! Happy Halloween! Leave now while you still can! Leave now before Master finds you! Who is that knocking at my door? Ce faci atunci când iubita te stresează să o plimbi tot timpul cu mașina și nu o poți refuza? Pare o situație fără ieșire, însă un tânăr din Marea Britanie a găsit soluția salvatoare. Să
bietul până peste cap să-și plimbe iubita de colo-colo, Sam, un tânăr din Marea Britanie, a găsit cea mai ciudată soluție pentru a scăpa de acest stres. Ei bine, da, bărbatul chiar și-a transformat mașina într-un câine. A acoperit-o cu blană sintetică, i-a pus un bot mare confecționat din piele ecologică pe bara din față, urechi mari pe geamurile din spate și o coadă pe portbagaj. Așa se face că mașina câine a devenit vedeta străzilor din Marea Britanie. De fiecare dată când Sam iese la plimbare, toată lumea vrea să-i fotografieze ciudatul autoturism. Singura persoană căreia nu-i place această transformare a mașinii este prietena tânărului, care nici nu vrea să o vadă. Continuăm jurnalul cu rubrica știrilor Canal D, Ce faci în weekend? Bună seara, Ilinca! Ce facem în acest sfârșit de săptămână? Bună, Simona! Ne așteaptă un weekend de groază. Îți spun imediat de ce. Doamnelor, domnilor, începe Ce faci în weekend? Contele Dracul anunță cea mai mare petrecere din acest an. Totul se întâmplă la el acasă. Porțile castelului Bran se vor deschide imediat după apus. Pe lângă turul de groază din castel, iată ce vi se pregătește. Happy Halloween. Leave now while you still can. Leave now before Master finds you. Who is that knocking at my door? Cu ce așteptați pe turiști noaptea de Halloween? Cu nenumărate surprize. Bocul, da, acum adică, dar vă așteptăm. Ce mai face Vlad Dracul? Încă este aici, se pregătește și pentru Halloween. Va fi o noapte furtunată și plină de peripeții. El va face apariția printre noi și... Vom avea o mare petrecere la cort, unde accesul este permis doar pentru cei care au împlinit 18 ani. Acolo, desigur, va fi o petrecere la fel de grozavă, după cum știți și din anii anteriori, unde așteptăm foarte mulți petrecăreți. Contele Dracul, șeful meu, mi-a spus să pregătim niște lucruri speciale. Feluri de mâncare diferite, după cum vedeți, toate creepy, și niște băuturi în temă, cum ar fi Margarita, Dracula's Brain și Sex with Dracula. Dar oare cum trebuie să ne îmbrăcăm la un asemenea eveniment? Cu micul mare, românii dau iama în magazinele de profil pentru a găsi costumația perfectă. Ce se caută anul acesta? Aflați acum! Costumul de zână este la mare căutare anul acesta printre tinerele dornice să intre în pielea personajului pentru o seară. De la petrecerile de Halloween nu pot lipsi nici eșencele îmbrăcate în costum de vrăjitoare. Psicuța am văzut în trecut, anul ăsta trebuie să schimb repertoriul. Să fiu Wonder Woman, da? Ce costum ai vrea să porți anul acesta? Te-ai gândit? Ce personaje pozitive, negative? Negativ? De ce negativ? Plac mie mai mult negativ decât pozitiv. Dar câteva zile ne mai despart de noaptea din an în care fiecare personaj de vis sau de coșmar poate deveni realitate. Cum să faceți cel mai simpatic dovleac vă arată Angelo, un micuț pus pe fapte mari. Care îți place? Care vrei să-l facem de Halloween? Acesta. Ăsta? E mai... Ratofel, să zicem. Și mai portocaliu. Avem aici carioci. Da. O lumânărică și un cutter. Asta, da. Cutterul o să fie treaba mea, da? Da. Cum îți dori să fie dovleacul de Halloween? Știu. Știi deja? Înfricoșător sau drăguț? Drăguț și zâmbitor. Zâmbitor? Știu foarte bine să-l fac așa.
Am zis că o să fie zâmbitor, dar am glumit. O să fie foarte înfricoșător. Stați să-i facem și o bărbuță aici. Așa. Așa. Și păruțul numai ferfelit așa. Gata! Și dovlecul de Halloween. Pentru cei mici, sărbătoarea este un motiv de bucurie. Pot aduna dulciuri cât pentru un an. Dar ce-ați zice să le faceți o surpriză și să le pregătiți ceva de groază, dar extrem de dulce și bun? Acestea au fost recomandările mele numai bune, să vă meargă la suflet. Ne revedem la jurnalul de prânz sâmbătă și duminică. Până atunci vă urez weekend plăcut! Cum va fi vremea, ne spune colega mea, Anca Ciota. Bună seara, Anca, ce vești ai pentru noi? Bun găsit! Aș vrea să spun că mâine va fi soare și vreme frumoasă, dar, din păcate, nu va fi deloc așa. Ploile se întorc, vântul va sufla destul de puternic, însă vă spun mai multe în câteva momente. Mulțumim foarte mult, Anca. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Dacă aveți o informație de interes, ne puteți contacta la adresa info@canalde.ro. Filmulețele care pot deveni o știre le puteți trimite pe WhatsApp la numărul 0733500250. Noi ne revedem mâine de la ora 18:45. O seară frumoasă vă doresc. La revedere! Bună seara, dragii mei! Astăzi am avut parte de o zi destul de închisă, cu cer înnorat și maxime cuprinse între 10 și 20 de grade. În jumătatea de nord a țării au căzut câțiva stropi de ploaie, iar în restul țării cerul s-a menținut înnorat, iar vântul a suflat moderat. La noapte vin reprize de ploaie prin Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și Moldova. Spre dimineață se lasă ceața, iar la munte vântul va sufla destul de puternic. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 11 grade. Mâine, din păcate, se anunță precipitații în vestul, nordul și centrul țării, mai ales în a doua parte a zilei. Dar acum hai să vedem cum va fi vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia avem parte de puțin soare mâine și temperaturi destul de generoase. 19 grade în Slobozia și 18 în Târgoviște. Prin centrul țării vremea devine capricioasă. Vântul va avea unele intensificări, se adună și nori care aduc ploi zdravene, dar partea bună e că nu se răcește foarte tare. Vor fi 16 grade în Brașov și 18 în Alba Iulia. În Moldova, vremea se anunță neprietenoasă. Va ploua în cea mai mare parte a zilei, în special în nordul regiunii. Iată, 17 grade vor fi mâine în Galați, 18 în Focșani și 17 în Botoșani. În partea de vest a țării, sfârșitul de săptămână vine cu ploi intense și vânt nervos. Se vor înregistra 19 grade în Reșița, la fel și în Timișoara, iar în Arad vor fi 18 grade. Oltenia este ferită mâine de ploi, dar cu greu vom zări soarele. Partea bună e că vremea va fi destul de caldă. Iată, 20 de grade în Craiova și Slatina, la fel și în Râmnicu-Vâlcea, iar în Drobeta-Turnu-Severin 22 de grade. În Dobrogea, soarele își face simțită prezența și se anunță o zi destul de plăcută. 18 grade în Tulcea și în Sulina vor fi 17 grade. În capitală a fost o zi mohorâtă, cu cer înnorat și vânt moderat. Maxima a atins 18 grade. La noapte se lasă ceața, iar minima scade până la 6 grade. Mâine se anunță o zi închisă și se vor înregistra în jur de 17 grade. La munte, să știți că se răcește semnificativ față de zilele
zilele trecute și vântul va ajunge să bată cu până la 70 de km pe oră pe creste și sunt condiții de lapoviță și ninsoare. 4 grade în Sinaia și 3 în Semenic. Acestea au fost datele meteo. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, indiferent de vreme, să păstrați căldura în sufletele voastre. Și dacă vreți o prognoză meteo personalizată, puteți să-mi scrieți pe meteo@roncanalde.ro și să-mi spuneți data și orașul în care vreți să știți cum va fi vremea și să-mi trimiteți și o fotografie. Rămâneți pe Canal D imediat după serialul Patria mea ești tu, urmează Wowbiz. Maria Câmpina își mărită nepoata într-o atmosferă cu grătare și lăutari. Nu ratați o petrecere pe cinste, o seară liniștită să aveți!